În anul 1992 a fost înființat primul studio de radio Vocea Speranței în țara noastră, iar în 1994 a început emisia în București. De la doar câteva ore pe zi și doar în câteva orașe, astăzi Radio Vocea Speranței emite 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, pe satelit, prin internet și în circa 50 de stații locale din întreaga țară. În acest moment, Radio Vocea Speranței România este postul de radio adventist cu cea mai mare dezvoltare, atât ca producție cât și ca distribuție, din întreaga Europa. Pornind timid ca un studio de producție în anul 2002, în doar 3 ani a fost primită licența de emisie pe satelit, iar în anul 2007, postul Speranța TV a început emisia 24 de ore pe zi. O mare provocare, ținând cont de resursele umane și financiare. Provocarea ultimilor ani este internetul. Atât Radio Vocea Speranței, cât și Speranța TV pot fi urmărite în direct pe internet. De asemenea, toate emisiunile sunt arhivate și pot fi ascultate sau vizionate ulterior. De la începutul anului 2013, Speranța TV transmite online printr-unul dintre cele mai performante sisteme, care facilitează accesul rapid și calitatea superioară a transmisiei, care adaptează semnalul video în funcție de legătura de internet a fiecărui calculator și în funcție de dispozitivul mobil al fiecărui utilizator. Speranța TV dispune de cele mai performante dispozitive de encodare pe internet din industria de televiziune și a fost prima televiziune din România care a putut fi urmărită în direct pe Facebook. În acest moment, în grila de programe Speranța TV sunt circa 50 de emisiuni, iar la Radio Vocea Speranței aproape 70 de emisiuni și rubrici săptămânale. O parte dintre emisiuni sunt comune, atât la Radio Vocea Speranței cât și la Speranța TV. Cele mai multe programe sunt religioase, însă sunt și multe emisiuni culturale, informative, pentru copii și tineri, emisiuni de familie și sănătate. La toate acestea se adaugă emisiunile în limba engleză, spaniolă și franceză, care sunt traduse de Speranța TV, și emisiunile în limba română produse în diaspora.